Copiii de la mai multe școli din Maramureș, îndrumați de cadrele didactice, au prezentat câteva momente artistice prin care au dorit să reamintească că intoleranța este generatoare de violență și totodată să îndemne oamenii să trăiască în pace și respect. Astăzi se desfășoară la Cămidul Cultural din Sarasău prima activitate în cadrul proiectului Toleranța Alternativa Violenței, ajuns la cea de-a patra ediție. Parteneri în acest proiect ne sunt 10 școli din imediata vecinătate, iar organizator este Școala Gimnazială Sarasău și Școala Gimnazială Câmpul Lung Latisa. Ce activități vor fi în cadrul acestui proiect? În cadrul acestui proiect sunt foarte multe activități, părerea noastră că sunt interesante, cam 10 la număr, adică una s-a desfășurat în fiecare lună, activități se desfășura în cadrul școlilor, bineînțeles, activități care încurajează respectul, cooperarea, dialogul. Această activitate este activitatea de suflet, proiectul meu de suflet. Țin foarte mult la valoarea toleranță, o valoare foarte importantă pentru democrație, pentru noi toți, pentru a trăi într-o lume stabilă, plină de securitate, de pace. Și este bine să învățăm pe copii de mici să nu fie rasiști, să nu fie șovini, să nu fie xenofobi, să nu fie antisemiți, să se iubească, să se respecte pentru diferențele care le au fiecare. Mă bucur că de fiecare dată când venim la Sarasău suntem prins cu foarte mare căldură și e foarte bine că copiii de diferite etnii, ucranieni, maghiari și români, se înțeleg atât de bine, se simt bine și pot colabora atât de bine într-un proiect atât de important pentru noi. Mai multe imagini de la acest eveniment veți putea urmări în cadrul emisiunii Manifest.